Înțeles. Bine ați venit la conferința de meciuri cu Dinamo București. Dacă aveți întrebări. Ridicați moralul celor de la Dinamo înaintea meciului din cupă? Ar fi bine să ne ridicăm noi moral, nu să ne stricăm. E un meci important, un meci cu o echipă cum care știam că ne luptăm pentru o poziționare mai bună, pentru o eventuală participare în cupele europene. Cu o echipă aflată într-o formă destul de bună, o echipă care nu primește gol. Meciurile în care a primit gol l-am câștigat. Deci foarte important, o condiție necesară să se înscrie. Nu e de vreme. Dacă ar fi egal, am fi la rezultate directe mai bun decât Dinamo. Ar fi o diferență de puncte? Ar fi o diferență de puncte. De parcursul returului ar putea fi recuperat. Deci, matematic, șanse mai sunt. Mai sunt încă 11 meciuri. Am așa cu victorie, că ar fi singura variantă pentru noi și care ne-ar readuce practic în cărți. Bă, victoria ar fi cel mai frumos, dar eu zic că și un rezultat de egalitate ar fi un rezultat pozitiv. Bine ar fi dacă am reușit să înscriem gol. Vă gândiți și la salarii după un eventual meci bun acolo? Păi sunt niște măsuri luate care am fost cu toții de acord pentru că trebuie luate și niște măsuri. Care a fost prima reacție a echipei, a jucătorilor la măsura luată? S-a așteptat? Ei, nu știu dacă s-a așteptat, dar oricum această blocare este până la urmă o măsură firească, iar de blocare iarăși o să vină firesc pentru că legislația nu se permite decât 90 de zile să ții blocată. Nu știu cât de mult. Afectează, normal că afectează. Nici nu cred că această măsură a fost luată pentru că am luat-o de comun acord. Nu să afecteze pe cineva, ci să responsabilizeze. Să ne responsabilizeze pe toți că trecem printr-o perioadă grea și trebuie făcut ceva. Cât de realizabil ar fi acest obiectiv? 5 puncte? Ei, obiectivele sunt puse spre a încerca să le rezolvi. Să le realizezi. Acum, trei meciuri cu trei echipe bune ale campionatului din prima jumătate a campionatului și 5 puncte ar fi să ajungem la bariera de 40, pe urmă să zicem că ar veni niște meciuri mai ușoare. Ar fi, cred că, extraordinar să obținem cele 5 puncte pentru că am mai intrat în obiectiv, am mai putea încerca să ne atingem obiectivul. Dacă nu, va fi destul de greu. Da. Noi depindem numai de noi, de rezultatele noastre, însă la cum am jucat, mai trebuie să așteptăm și rezultatele altora. Dintre echipele care se luptă pentru un loc de cupă europeană, Pandurii a realizat cel mai puține puncte. Da, cred că cele mai puține din toate echipele, nu din cele care se luptă. Da, ați văzut și luni, ce astăzi am făcut și vizionarea. Meci la care am avut 6 ocazii clare de gol. E un blocaj, sper să trecem de această pasă la meciul cu Dinamo. În turneu salvateric, cine ne poate salva în acest meci? Sau cine poate să facă diferența? Dacă există cineva care poate să... Păi nu știu de la ce ne-a salvat Eric în tur. Cu Dinamo el a făcut diferența în tur. Păi gol și pasă de gol. Și-a făcut treaba, că era jucător al echipei Pandurii, dar nu ne-a salvat de la nimic. Era la echipă, acum nu mai e la echipă. Ce să mai vorbim de un jucător care este transferat de la echipă? Trebuie să fie unul dintre jucătorii care vor intra pe teren. Și nu trebuie să salveze, trebuie să-și facă treaba. Pentru care sunt la echipa Pandurii. Să înțelegem că până acum nu și-a făcut treaba în acest... Păi, și-a făcut cineva treaba dacă am înscris un singur gol? Nu.
Și când înscrii un gol, nu numai atacanții au merit, în toată echipa, iar la fel și când pierzi și primești gol, nu-i devină strict numai fundașul. Într-adevăr, am primit niște goluri, le putem analiza pe toate primite și la fiecare sunt niște greșeli impardonabile, da. Inclusiv cel de luni. O degajare de 70-80 de metri, doi fundași, un atacant cade mingea și scapă atacantul singur cu portar. Și în condițiile în care joci acasă, e minutul 84, că până la urmă n-ai reușit să înscrii, se termina meciul 0-0. Înainte de meciul cu Concordia aveați destul de multe semne de întrebare cu privire la primul 11, la așezarea echipei. S-au schimbat lucrurile după acest meci? Aveți mai multe răspunsuri sau mai multe semne de întrebare? Ați văzut că am încercat un 4-4-2. Până la urmă, dinamica jucătorilor în sistem, pentru că și dacă sunt doi atacanți, am avut situații, în prima repriză cu cei doi atacanți, am avut situații, s-am și în Faiz a avut trei situații clare. Dacă reușește să înscrie, eu cred că prima a fost cea mai mare, a fost o execuție cu latul din 6 metri, oriunde, cred că și în zona portarului, dacă, da, să înscrii trebuie să cadrezi mingea între cele trei bări.